Nu, am o perioadă tocmai bună și de aceea nu am mai fost atât de activă, însă m-am trezit și m-am uitat în inbox și am văzut foarte multe mesaje de la dumneavoastră cu o postare de-a Mirunei. Cânta pe fundal o melodie și era ceva de genul: ai pus pe sufletul meu foc, nu m-ai iubit iubit deloc, ai năruit visele mele, iar acum îți spun la revedere, ceva de genul. Melodia într-adevăr se aude pe fundal, Miruna a scris: melodia asta este superbă, nu știu ce să zic, poate pur și simplu să-i placă melodia și atât, sau poate într-adevăr să fie un mesaj, pentru că știți că au mai fost mesaje transmise așa, codificat și când era în casă. Este fix problema lor. Este o femeie căsătorită, dacă trebuie să dea explicații, să le dea soțului. Și dacă cineva ar trebui să-i ceară explicația, acela ar fi soțul ei. Dacă ea asta simte să dea mesaje codificate, iar soțul ei este de acord cu treaba asta, este doar problema lor. Sunt doi oameni căsătoriți, până la urmă, clar, nu mai e. Mai facem noi unele glume atunci când se referă la manipularea susținătorilor, dar când e vorba despre căsnicia lor, sincer, chiar nu vreau să mă bag. Eu, în situația dată, nu aș fi pus o astfel de postare pentru că era clar că o să stârnească reacții, că lumea se va gândi că îi transmite un mesaj lui Luță și așa mai departe. Eu vă spun ce aș fi făcut eu. Dar poate asta aș fi vrut, gen să mai creeze un pic de spectacol în jurul acestui subiect, sau poate chiar și-a dorit să-i transmită un mesaj, sau poate doar îi place melodia și atâta tot. Nu știu, este fix problema lor, în căsnicia lor, în viața lor și așa mai departe. Este într-adevăr melodia pe fundal, pentru că am văzut că existau foarte multe comentarii cum că nu este contul Mirunei. Ba da, este contul Mirunei și doar se aude melodia pe fundal. Cam asta este o seară minunată.